Mai sunt doar câteva zile până pe 17 iulie, când ar trebui să se încheie recensământul populației și locuințelor. Dar procesul de recenzare a populației rezidente estimată la 19 milioane de locuitori la 1 decembrie 2021 este departe de finalizare. Datele centralizate de Institutul Național de Statistică arată că ar mai fi de recenzat peste 3 milioane de locuitori. În București, doar puțin peste 50% dintre cetățeni sunt recenzați. Pentru a impulsiona recensământul, autoritățile locale, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, au înființat mai multe puncte fixe. Unele nu funcționează însă din lipsă de recenzori, iar altele sunt supra-solicitate. În sectorul 6 au fost înființate 7 puncte fixe, deservite de 20 de recenzori, pe lângă echipele de teren care se deplasează la domiciliu. La punctele fixe sunt cozi de 10 de persoane pe tot parcursul zilei. Le împărțim bonuri de ordine ca să menținem disciplină sau ordinea procesului. Le-am zis în etapă, încercăm să-i acomodăm pe toți să stea jos, să facem cât mai confortabil timpul care așteaptă să fie recenzați. La punctele fixe de recenzare merg cetățenii care fie nu au reușit să se înregistreze online, fie nu l-a bătut recenzorul la ușă, fie au lipsit de la domiciliu din motive personale. De frica amenzilor usturătoare cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei, oamenii preferă să stea acum la cozi interminabile. N-am fost acasă, am făcut operație și am fost internată în spital când a venit acasă. Nu m-am regăsit în liste, deși m-am autorecenzat. Probabil datele mele au fost pierdute în sistem. M-am verificat și atunci am hotărât să vin aici. Șeful Centrului de Cercetări Demografice Vladimir Trebici, Vasile Ghețău, susține că singura soluție pentru ca toți oamenii să fie recenzați este prelungirea perioadei de recensământ.